Bună tuturor! Eu sunt Rojin și bine v-am găsit sau v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să facem un altfel de clip, și anume, un tag parfumat. Trei parfumuri pentru o cadă, da trei parfumuri pentru acea tipă orientală misterioasă, sexy, cum am parfumat noi o cadână. Eu mi-am adus aici uh, cei uh, trei mușchetari din colecția mea, pe care eu îi văd uh, special concepuți pentru o cadână, ca să zic așa, plus uh, o mențiune specială, că de, nu am cum să mă încadrez. Când e vorba de parfumuri, nu am cum. Inițial m-am gândit un top 5, zic hai să nu fie clip prea lung, să nu plictisesc fetele, apoi am revenit la ideea de top 3, dar bineînțeles că am avut unul la care nu, nu am putut să, să renunț sub nicio formă. Acest tag îl voi da mai departe Mihaelei Vălcu de la Coffee and Perfumes. Um, Iubirii mele, iubibile, Esandra, cea mai frumoasă fată. Um, cui să-i mai dau? Recenzii, Baiandra, neapărat, vreau să văd topul tău. Um, Otilia, de la cufărul cu parfumuri. Știu că ești într-o într-o fază de silențio stampa, ca să zic așa, dar eu vreau să vă topul tău neapărat. Um, Nataliei, da? Și nu în ultimul rând, sunt mega curioasă, știu că nu i permite timpul, știu că are alte priorități, dar cu oricare întârziere, aștept cu nerăbdare acest top de la Luminița Avram. Și bineînțeles, dacă mai sunt alte fete care um, sunt uh, pasionate de parfumuri și vor să facă acest tag, vorba aceea, cu cât mai multe, cu atât mai bine. Și pentru cele ce nu au canal de YouTube, dar uh, îmi sunt alături și împărtășim această boală a parfumurilor, mi-ar place să, să văd topul vostru în comentarii. Ok? vorba lungă sărăcia omului. Haideți să trecem mai departe. De fapt, haideți să începem tagul parfumat. Blotere, blotere. Întotdeauna, întotdeauna uit unde îmi pun bloterele. Știu, nu e blotăr cum e pielea, dar haideți să nu amestecăm. Ca de obicei, ca de obicei, știam eu că am uitat ceva, da, o să încerc să mă descurc fără un pahar mare de apă. Da, pentru că avem patru uh, parfumuri. De fapt, am strâns aici patru parfumuri. Foarte, foarte. Ok. O să încep. Um, nu este un top al preferințelor. Adică nu voi porni de la cel mai puțin preferat către uh, Preferatul absolut, ca să zic așa. Îmi plac toate patru în egală măsură, le port pe toate patru, le iubesc, dar o să încep cu Jazz Up Gold de la Ardal Zafaran. Da? Sticluța mm. la limită între frumos și chici, din punctul meu de vedere. Dar haideți să vedem ce avem înăuntru. Ne interesează sucul, da? Ia să vedem. Parfumul ăsta l-am luat blind. Oricum, o să vă las link pentru toate în, în bara de descrieri. La toate, da, la toate am și, și câte un cod. Nu e cine știe ce, dar na, fiecare reducere contează și eu până să am parte de aceste afilieri foloseam reducerile, codurile de reduceri de la alte fete. Jazz Up Gold Deci avem citrice, căpșuni, zmeură, trandafir... Jazab Gold este o superbitate de parfum. Um, Începusem să vă spun faptul că l-am achiziționat blind în urma unor um, recenzii din afară și în urma unor videoclipuri de pe TikTok, în care multe, multe, multe fete ce l-aveau spuneau că este un dupe pentru Lanuit trezor de la Lancom. Este. Este un Lanuit trezor. L-am și pe acela în colecție. Momentan am uh, varianta de 30 de ml. Am avut sticla mare și am băut-o. Acum am varianta de 30. Jazab Gold. Vanilie, ambră. Este, dacă îmi puteți permite, un uh, la nuit trezor, varianta Eau de toalet. Editing. De ce spun asta? Este un lanuit trezor ușor diluat Nu întâlnim acel uh, uh, trandafir afumat Eu una, lanuit trezor, așa îl percep Ca având un trandafir afumat, un trandafir frumos Eu nu sunt, v-am mai spus în clipurile uh, precedente Eu nu sunt o mare iubitoare de trandafir în parfumerie Însă Uh, cel din uh, la nuit trezor îmi place foarte mult, foarte mult și și acesta din Jazz Up Gold este este un uh, un la trezor ușor diluat dacă dacă mă pot exprima așa este un parfum de zi cu zi um, nu are de ce să nu fim sincere? Nu are aceeași proiecție, nu are același siaj precum originalul la Noi Trezor. În schimb, acesta se apropie foarte, foarte, foarte mult de, de original. Este un parfum liniar, nu-l văd, având foarte mari transformări de-a lungul timpului. Floral, fructat, ușor gurmand. O eleganță adăugată de, de notele lemnoase. Aș putea spune că acest parfum ar fi doza ta zilnică de bună dispoziție. de Îl văd purtat și primăvara. Vara, de ce nu? Mai puține pufuri, dar merge foarte bine și vara. Și chiar este un parfum frumos și mă bucur că l-am în colecție. Chiar este, este un frumusel. Lăsând deoparte partea cu ambalajul care, nu știu, sunt undeva între love și hate cu el. Ok. Al doilea parfum potrivit pentru o cadână, fără nicio altă introducere fac de la Maison Asrar. Acest parfum, care mie mi-a dat de cap, în sensul bun al cuvântului, creează, depend creează, dependență, gurmand, floare de portocal, vanilie, flore albe, mosc. Of. Parfumul ăsta cei de pe site-ul Dubai Collection, de unde l-am achiziționat, spun că este inspirat din Love by Killian. Love by Killian, când i-am făcut clipul dedicat acestui parfum, v-am spus că eu atunci când l-am testat, m-a ținut pe loc, ca să mă exprim așa, nota de neroli. Simt în Love by Killian un neroli care nu... Aici avem și ceva note de zahăr, cu toate că nu sunt listate. Nu știu, ca și cum ar fi o portocală din acea suculentă, cărnoasă, pur și simplu dată prin, prin zahăr. Vanilie sexy, parfum floral, gurmand, dens, nu știu de unde, pentru că din nou nu sunt listate. Uh, notele de caramel și boabetonca. Din câte mi-amintesc eu, nu, cei de la Dubai Collection nu le listează pe site, însă eu așa îl percep. Ori mixul acela de note, note de zahăr cu floarea de portocal, nu știu, îmi dă la nas ceva ca și cum ar fi caramel și niște boabe tonca pe acolo. Una peste alta. Un parfum excepțional. Uh, multă lume va spune că este greu de purtat acum, mai ales că vine vremea frumoasă. Eu, una, nu m-aș sfii să-l port. Cei drept, doar două pufuri pentru a nu, nu deranja lumea din jur, pentru că este foarte puternic. Este un parfum excepțional la capitolul performanțe. Ajungem din nou la capitolul performanțe. Și din nou ne vom lovi de același zid. Voi încerca pe cât se poate de mult să evit să vă dau anumite detalii, pentru că v-am mai spus și într-un clip anterior, performanțele astea țin de foarte multe lucruri. Țin de pH-ul pielii, de nivelul de hidratare al pielii, de starea ta de spirit, de simțul tău olfactiv. Sunt, sunt multe, multe chestii la mijloc. Dar să ne rezumăm la parfum. Este o floare de portocal ce într-adevăr te duce cu gândul la Love by Killian. E un parfum superb. Superb. Îl lăsăm și pe acesta aici. Și ne apropiem de Uh, piesele de rezistență, care multă lume o să spună că nu sunt de sezon, dar uh, eu în continuare merg pe premiza că cel mai ok e să porți ceea ce îți face ție plăcere, pentru că în primul rând parfumul e o chestie personală, o porți, că -ți, porți un parfum pentru că îți dă ție o anumită stare de spirit sau uh, te înveselește sau nu știu, eu una port parfum chiar și în casă. Dacă se ivește o zi în care nu am nimic de făcut, nimic ceea ce ar trebui să mă facă să părăsesc domiciliul, ca să mă exprim așa, tot îmi dau două pufuri. Pentru mine, pentru simplu fapt că îmi schimbă starea de spirit, nu știu, eu una așa sunt. Dacă și voi sunteți la fel ca mine, aștept părerile voastre în, în comentarii. Acum, vom vorbi despre o bombiță, de fapt, prima bombă. Dacă Jazab Gold și Fakhama de la Mezona Asrar sunt parfumuri, din punctul meu de vedere, strict feminine sau care înclină balanța mult către partea feminină, următoarele două sunt unisex. Și vorbim în primul rând despre nebras gold de la latafa nebras gold un parfum care eu inițial mi-am luat uh, mostră un decant de 20 de mililitri trebal size mai degrabă arată așa da am luat întâi această variantă pentru că la fel și la acest parfum am văzut uh, multe recenzii ale youtuberițelor din afară ce le urmăresc eu și multe spuneau că în, uh, în deschiderea lui uh, Nebras, chiar dacă nu este listată, se simte o notă de mentă. Cu menta în parfumuri, sinceră să fiu eu, nu prea m-am uh, întâlnit și am zis zic Băi, Mm. mentă combinată cu fructe de pădure roșii, ciocolată, nici nu mai știu, vanilie, cacao, trandafir. Zic, Doamne Dumnezeule, ce e acolo? Și cu toate că sunt amatoare de blinduri, am luat întâi mostră și bineînțeles că după a venit și sticla mare. Sticlă care, în afara faptului că Hai să vorbim un pic și despre ea. Îmi place. Deci aceasta chiar îmi place. Este o sticlă care îmi place. Nu, este, nu mi se pare deloc chicioasă. Dar să vedem ce conține. Deci normal el are fructe de pădure roșii, mandarină, vanilie, cacao, trandafir, ca ambră. Uf, mosc și zahăr. Da, da. Asta este gurmandul suprem, dacă pot spune așa, al colecției mele. Un gurmand prin excelență, dulce, miroase a ciocolată, a cookies cu ciocolată, tot ce, tot ce ține de. tot ce face parte din categoria cofetărie, gourmand, chestii mâncabile, da. Toate, toate sunt adunate în, în sticluța asta. La fel, am văzut anumite recenzii în care se spunea că este dup pentru Billie Eilish. Pe acela nu-l am în colecție. L-am testat. În schimb, la trei zile, dacă nu mă înșel, după ce am testat Billy Eilish, mi-a venit coletul cu mostra de Nebras. Și am ales să achiziționez Nebras în, loc de, în locul originalului, pentru că la Nebras performanțele sunt din cu totul altă galaxie. Este un parfum atomic, este o bombă olfactivă. Trandafirul pentru mine este insesizabil, nu mă deranjează, dar este genul acela de gurmand, deci pur și simplu îți lasă gura apă, jur, este genul acela de, de gurmand care, nu știu, știu că multe dintre voi sunteți genul care doriți pur și simplu să lăsați dâră în urma voastră. Nebras Gold de la Latafa face treaba asta. În plus de toate, a fost genul de parfum care, după ce l-am folosit prima dată, cred că vreo două săptămâni, nu, după ce l-am folosit în prima perioadă, deci nu, nu l-am pulverizat decât o și l-am lăsat acolo aproape două săptămâni. Nu, l-am folosit cam o săptămână. Și apoi au venit altele la rând ca să mă exprim așa. Când am reluat folosirea lui, a fost mult mai puternic. Este genul de parfum, sunt câteva parfumuri, am și eu câteva în colecție, care necesită uh, timp să se macereze. După prima pulverizare, dacă le lăsați și nu umblați la ele, uh, după două-trei săptămâni, o să vedeți că o să își schimbe și mirosul în sine va fi mult mai puternic și performanțele vor fi cu totul altele. Nota mentolată din deschidere se, uh, se simte. Acum nu știu, ori m-am obișnuit eu cu ea și nu mi se pare ceva atât de ciudat, ori nu știu, dar personal nu mă deranjează. Se combină cu cacaua, cu... O vanilie cremoasă, o atingere lactonică aș putea spune. Nu știu de unde vine, că nu, nu am găsit nimic listat care să mă ducă cu gândul la ceva lactonic, dar este un parfum superb. Uh, și pe acesta, eu una îl port, uh, îl voi purta și la vară, în serile de vară, de ce să zic. Adică pe canicula aceea de 40 de grade nu o să mă dau cu, cu nebra să plină zi. Dar seara nu, nu cred că ar deranja. Um, altă chestie care mi-am amintit-o și pur și simplu mă, mă umflă râsul. Când port nebra gold, fiul meu care împlinește în curând 4 ani. Pur și simplu, mă ține așa în brațe, mm, mami, a dulce, mm, mami, ce frumos miroși, mm, mami, ce... e parfumul preferat al fiului meu. Da, și da, aș vede o cadână purtându-l. Chiar, chiar aș vede lucrul ăsta. Ultimul de pe listă, dar nu și cel din urmă, este un parfum... care l-aș vede purtat de o cadână, nu știu, undeva seara, undeva la o festivitate, la o ceremonie, la, nu știu, la ceva, ceva special. Pentru că, da, este un parfum special și vorbim aici de Contagious de la Marhaba primul meu și singurul momentan, mai am câteva pe listă, trebuie neapărat să testez și eu Magma și Tao și chiar voi, voi achiziționa mostrele. Momentan de la cei de la Marhaba, Contagious este tot ceea ce am, nu am altceva și tot ceea ce, da, păi ăsta gata. Asta umplu camera, nici nu cred că mai e nevoie să miros blotărul. Cafea cu cardamom, scorțișoară, rom, nucșoară, cafeaua aceea turcească condimentată. Cam asta este contagious. Dupe pentru uh, intoxicated de la Killian. Parfumul acesta nu a fost, a fost achiziționat blind, însă nu s-a lăsat cu love de la prima pufăire, ca să fiu sinceră. Când l-am mirosit prima dată și m-a izbit cardamomul ăsta, nu știu, ori nu aveam dispoziția necesară, ori nu știu, eram pe sistemul, ce asta? Însă, acum, vedeți cât am consumat din el, Cafea, paciuli, lem de cedru, nu știu, este o minunăție. E ceva unic în colecția mea. În afara faptului că acest parfum a avut efect pentru cele ce căutați asta, are efect pur și simplu un magnet de complimente. Um, este mult mai unisex, dacă mă pot exprima așa, decât Nebra's Gold. Nebra's Gold l-aș vede, vede purtat de un bărbat, dar să fie, nu știu, genul acela de bărbat care nu se sfiește să meargă și pe, pe latura aceasta gurmand. În schimb, Contagious de la Marhaba, da, este categoric un unisex prin definiție l-a purtat și soțul meu, miroase demențial pe el, um, iar pe el, fiind vorba de diferența de pH, pe el uh, se simte mai mult, se simt mai mult condimentele. În schimb, pe pielea mea, eu simt mai mult cafeaua. Este un gurman de fervescent. Este, nu știu, nu știu. Uh, trebuie neapărat testat, acesta nu l-aș vede cumpărat uh, blind buy. Nu recomand acest parfum să fie cumpărat blind. Oh, doamne. Este extrem de puternic. Extrem. Din uh, toate cele am enumerat până acum, ăsta este pe primul loc la capitolul um, performanțe, potență, tot ce vreți voi. Este bombă olfactivă. Deci, deci, concluzie. Cafea dulce, condimentată cu scorțișoară, cardamom, vanilie, rom, toate acestea formând un parfum puternic și persistent. Foarte frumos! foarte foarte frumos. Dacă ar fi să fac să parfumez această cadană imaginară, aș parfuma o pe timp de zi cu uh, Jazab Gold și Facama. Deci astea două cu siguranță aș vedea această cadână. Haideți să o numim uh, Yasmin din Aladdin. Hai să ne jucăm până la final. Deci aș parfuma-o pe Yasmin pe timpul zilei cu Jazab Gold și Fakhama iar pentru seară și călătoriile ei alături de Aladdin pe covorul magic aș parfuma-o cu Nebraz Gold și uh, Contagious de la Marhaba. Cu Contagious de la Marhaba aș parfuma-o dar să stea la o oarecare distanță de Aladin, că s-ar putea să se întâmple anumite accidente. <laughs> nu, lăsând gluma deoparte, un parfum superb. Și da, chiar dacă vine căldura, cred că două pufuri din acest parfum, seara, nu, nu ar deranja pe nimeni. Cam acestea au fost uh, selecțiile ca să le spun așa, pentru ziua de astăzi. Aștept cu nerăbdare toate doamnele și domnișoarele ce le-am tăguit. Vreau neapărat să văd cum ați parfuma voi o cadă. Nu știu, m-am gândit să fac acest tag. Am zis să ne mai jucăm un pic și eu, oricum, sunt în sfera aceasta de parfumuri orientale, gurmande, ușor întunecate, unele din ele sunt autentă întunecată. Și aștept cu mare, mare nerăbdare să văd, să văd clipurile voastre. Până data viitoare, astăzi fiind Joia Mare, cu siguranță voi filma abia după Sfintele Sărbători, Vreau să vă doresc din suflet tuturor, sărbători binecuvântate, să nu știu, să nu uităm esența acestor sărbători pascale și dacă până acum, în săptămâna mare sau în toată perioada postului, am încercat să fim mai buni, haideți să încercăm să facem lucrul, lucrul acesta și după sărbători. Haideți, așa cum ne introducem, ne-am făcut, nu ne introducem, ne-am făcut această rutină de parfumuri, să combinăm parfumurile cu bunătate, zâmbet, o vorbă bună. Cred că cel mai ieftin, cu ghilimelele de rigoare, cadou și dar de pe lumea asta, sunt vorbele bune. Pentru că... Ele sunt gratuite și noi niciodată, atunci când le adresăm, nu știm cu adevărat ce furtună sau ce ascunde persoana care le primește în suflet. O vorbă bună, întotdeauna, poate schimba sau, de ce nu, fără exagerare, poate salva viața unui om. Um... Îmi cer scuze, m-am emoționat. Sunt un pic mai sensibilă, dar mă lupt să fiu bărbată. Și încă o dată, din suflet, din suflet vă doresc în primul rând sănătate tuturor tuturor celor ce mă urmăriți, atât cât și familiilor voastre, prietenilor voștri. Da. Se pare că am filmat la timp. Vecinul are ceva treabă, dar nu mai contează. Sărbători cu bine, sărbători binecuvântate, pace, lumină, să fim mai buni și în continuare să ne ținem de treaba cu mirositul frumos. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc dacă a stat cu mine până la final. Um... Paște fericit tuturor și să ne revedem, reauzim, recitim cu bine după aceste sărbători. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc din suflet!